Sanela Neșice este studentă la psihologie și deja și-a ales cariera pe care vrea să o urmeze. În cadrul stagiului de practică, tânăra a avut posibilitatea de a preda la diferite instituții pentru copii cu nevoi speciale. Desfășoară activități de tip cognitiv, ocupațional, prin care învață pe copii să scrie, să citească, dar și să descopere obiectele. Bună seara tuturor! O am alături de mine pe Sanela. Bună, Sanela! Bună, Ana! Sanela este student în anul 3 la Facultatea de Sociologie și Psihologie, Departamentul de Științe ale Educației. Specializarea Psihopedagogie Specială. Trebuie să mărturisesc faptul că Sanela este și prietena mea și că noi ne-am întâlnit acum două săptămâni și am vorbit despre subiectul acesta și anume unde făcea practică. Și, drept să spun, am rămas surprinsă. De aceea aș vrea ca și uh, telespectatorii noștri să afle. Pentru început, aș vrea să ne explici ce înseamnă Psihopedagogie Specială, pentru că sună foarte alambicat și să înțeleagă și telespectatorii. Psihopedagogia specială cuprinde uh, ramura defectologiei, de fapt. Uh, asta înseamnă că noi, psihopedagogii, uh, studiem cauzele unei deficiențe ca pe urmă, pe baza coeficientului de inteligență a unui uh, elev sau om care deja are o anumită profesie, uh, să putem uh, trata și uh, găsi uh, soluții pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă. Până în anul 3 ai avut posibilitatea să faci practică în diferite instituții de învățământ. Spune-ne unde și cum a fost, cum te-ai descurcat. Da, în, în anul 2 am uh, avut posibilitatea să fac practică, dar observativă, fiind la început. Ce înseamnă practică observativă? să studiez comportamentul și atitudinea cadrului didactic la clasă, ca pe urmă să, pe lângă caracterul meu și trăsăturile de personalitate, să adaug comportamentul cadrului didactic și să pot să realizez o învățare eficientă. În asta constă practica observativă. Eu sunt observatorul și adaug Elemente ca să fiu și eu cadru didactic la o clasă. Ce uh, ia, a fost special, de fapt, uh, în primul semestru din anul 2, uh, am avut uh, intervenții la o școală inclusivă. Mai mulți copii cu diferite uh, deficiențe, atât uh, neuromotorii, cât și uh, tulburări de vorbire, și copiii cu dezvoltare tipică, normalii, uh, integrați în școala inclusivă. În semestru 2 am avut uh, activitate la clasă ca profesor de sprijin uh, cu copii cu autism, cu copii cu sindromul Down, copii cu dislalii, tulburare de limbaj cu care am făcut exerciții de română, matematică, în cabinete. Deci semestrul întâi a fost observativ la clasă, semestrul 2 deja a fost intervenție, dar la cabinet. În anul 3, semestrul 1, am făcut la un liceu cu specific tulburare de vedere, am fost cadru didactic la clasă, am predat română, abilități practice, la copiii cu deficiență de vedere. Iar acum mă aflu la o școală cu la centru școlar de educație incluzivă din nou, dar pe deficiență mentală. 10 copii în clasă, deficiență severă și de trei ori am fost până acum prezentă la, la clasă. Dar nu am intervenit direct. Uh -huh. Doar cât a fost profesorul, mai veneam cu adăugiri. Mi-ai spus că există un proiect de lecții care trebuie să se adapteze în funcție de problemele pe care le au copiii. Da. Spune-ne mai multe. Proiectul de lecție are anumite etape. Captarea atenției, anunțarea subiectului și a temei, atât a obiectivelor pe care. Vrea cadrul didactic să le obțină de la elevi, desfășurarea lecției în sine și asigurarea retenției, să știu eu ce informații cu ce informații a rămas copilul după lecție. Mm. Cum le Dar... captezi atenția copilor? Pentru că sunt niște copii cu probleme și e destul de dificil, mă gândesc. Da, așa este. Astăzi, spre exemplu, am avut poezia La Paști de George Coșbuc. Ca să le captez atenția la copiii cu deficiență severă, cu deficiență mentală severă, mm -hmm. le-am spus să, să găsească cuvinte care încep cu litera P, ca pe urmă să facem legătura între cuvintele alese, să găsim sinonime și să facem legătura cu textul dat, cu poezia. Asta a fost captarea atenției. Pe urmă recitim poezia, găsim cuvinte necunoscute, alcătuim propoziții și îi întreb la final dacă le-a plăcut lecția și dacă ar mai vrea să afle ceva nou pe lângă, pe lângă ce am făcut în ziua respectivă. Uh, ai întâmpinat situații neplăcute? Da, din plin. <laughs> Dă-ne câteva exemple sau povestește-ne puțin. Când am fost în anul 2, ca profesor de sprijin, copilul cu autism a fost cumva atașat de mine, ceea ce e un paradox. Copiii cu autism sunt copiii care nu au nevoie de atenție mm -hmm. și reci. Retrași. Retrași, retraș. retraș timizi. Dar acest copil. Pur și simplu a venit la mine și evolua și dădea de randament, dar sub îndrumarea mea. Situația neplăcută nu a fost cu elevul, a fost cu cadrul didactic din clasa respectivă. Um, nu, nu a primit cum se cuvine atitudinea mea. A crezut că vreau să deranjez clasa, că probabil vreau să o sabotez în activitatea ei de predare, învățare și mi-a părut rău. Am renunțat la atitudinea asta mea uh, sensibilă și am fost un pic mai autoritară, ceea ce nu sunt. Uh -huh. Am văzut că nu dă rantament copilul dacă sunt autoritară și asta este cel mai important pentru că o învățare nu se realizează prin ton ridicat și prin atitudine de armată. Se realizează prin comunicare deschisă. Tu, cu un elev, trebuie să creezi mai întâi o relație personală, să se știe sigur că, în momentul în care vine la tine, vine să-ți spună un adevăr, și ca tu să intervii mai apoi și să rezolvi o problemă. Nu poți să ai așteptarea să rezolvi un conflict între doi copii care au o problemă dacă tu nu știi adevărul. Și vei afla adevărul doar în momentul în care copilul vine sincer la tine. Și nu va veni sincer la tine decât dacă ai o relație pozitivă cu el. Și o relație pozitivă nu se realizează cu ton ridicat. Asta a fost o situație neplăcută. Profesoara, cadrul didactic, da. a fost foarte uh, dur cu mine. Și a pierdut activitatea pe care eu am putut să o realizez cu copilul. Dar tu, cu un copil, nu știu, ți s-a întâmplat să da. aibă anumite reacții față de tine, să nu te placă sau să-ți vorbească într-un anumit mod? Da. Copilul cu sindromul Down, din tot din anul 2, care am făcut practică, când am fost eu în anul 2, uh -huh. în cabinet, așezat frumos la măsuță, așteptând să vină elevul cu care trebuia să fac română, matematică, se așează, intră bună ziua, totul bine și frumos, dar după aceea o atitudine și un comportament total diferit față de cel al copiilor cu sindromul Down. Copiii cu sindromul Down ei ah. au nevoie de afecțiune, au nevoie de atenție. Și copilul acesta, foarte agresiv, foarte dur, a început să lingă banca. Și pur și simplu m-a și scuipat. Mi-a zis că nu-mi place de tine că ești blondă, nu vreau să te văd, eu nu învăț nimic de la tine. Și pe lângă faptul că eram eu prezentă în cabinet, mai erau mai și, mai erau și alte persoane. colege, studente practicante ca și mine. Dar copilul acela s-a simțit probabil îngrădit. Și l-a deranjat prezența atâtor persoane. Și pe lângă noi mai exista și profesorul itinerant, uh -huh. cel din școala respectivă. Și a început să înjure și să folosească un limbaj care la vârsta lui nu era indicat să-l și dețină. Okay. Și am reușit cumva să-l potolesc. Tratându-l cam cu aceeași monedă. Am început să vorbesc și eu urât, dar nu <laughs> foarte urât. Căci, totuși, suntem într-un mediu educațional. Da. Și l-am întrebat la un moment dat de unde știe el uh, aceste cuvinte da. și de ce vorbește așa. De la bunica știu asta, că bunica vorbește așa cu mine și cred că așa se vorbește normal. Zic, nu. Comunicarea, în niciun caz, nu e cu un limbaj urât, licențios. Da. Nu a înțeles cum trebuie pentru că pe lângă faptul că are sindromul Down, asta presupune și o inteligență mai scăzută și nu m-a înțeles foarte bine, dar cu timpul s-au văzut ceva modificări. Și cum reușești să comunici cu acești copii? mi a -ai dus aici niște exemple. Aici am alfabetul dactil al limbii române care nu se aplică la copii cu sindromul Down decât în momentul în care este surd sau mut. Nu are limbaj. Și astea sunt uh, literele, să înțeleg literele așa. Literele prin... le folosești și le faci cu mâna. Ah, Spre exemplu, A este așa și B e așa. Ah, este un limbaj folosit uh, mai peste tot în lume, doar că uh, cred că expresiile sunt diferite de la țară la țară. De da. exemplu, în America nu poți să spui <laughs> îmi place literatura, dar fără ceva anume. În română poți să spui asta prin doar un gest. Spre Am exemplu, des. care este numele tău. În engleză deja îi folosești altfel postura corpului ah, okay. și mâinile. Okay. Și pe partea asta? Pe partea aceasta am limbajul braille limbajul pentru nevăzători. E doar cu puncte, ceea ce e destul de greu dacă te naști orb. Nu poți să da. îl înveți, nu ți-l însușești cu ușurință. Copiii care se nasc nevăzători, când cresc, au nevoie de un start, de un impuls. Și asta înseamnă că profesorul, învățătorul vine cu un cofrag de ouă și probabil o plastelină sau ceva mm. ca să poată să își însușească aceste bulinuțe. Și tu ai fost nevoită să înveți astea, pentru că altfel nu aveai cum să comunici cu ei. Da, eu, gândesc, nu, nu? nu poți să predai unor copii cu deficiență de vedere severă și nevăzători decât dacă cunoști limbajul Braille. Ce e ușor e dacă aude. Dacă aude și și-a pierdut vederea cu timpul, e mult mai ușor, pentru că deja știe ce e roșu, a întâlnit el poate o haină roșie, un măr roșu și înțelege. Descriem cum decurge o oră la, la aceste clase cu copii cu probleme. Te duci acolo, nu știu, cum, cum decurge o oră? În primul lucru trebuie să, cum am spus la proiectul de lecție, trebuie să le captezi atenția. Captarea atenției poate fi și prin mijloace audiovizuale să le pui un cântec cu tematică, o dicitoare, tot așa, prin care răspunsurile primite de la ei să îți arate ceea ce ei știu și atunci tu să poți lucra pe ramura a ceea ce ei nu cunosc. O oră normală durează 45 de minute. Și în 45 de minute, 30 de minute, e doar o activitate de citire, scriere. Îi pui pe elevi să citească un fragment în gând, pe urmă fiecare individual și îi rogi să regăsească câteva cuvinte în text. Dar, în general, fiecare oră e diferită. În funcție și de cine e prezent din acei elevi, pentru că dacă vine copilul cu tulburări de comportament, poate îți deranjează clasa, apar alte situații în care tu trebuie să intervii, poate primește un telefon că s-a întâmplat ceva acasă, pleacă, deja multe se întâmplă în momentul în care ajungi în clasă e totul neștiut, e imprevizibil. În școala e imprevizibilă când vine vorba de predare, învățare. Și după toate astea, ai o satisfacție după ce faci activitățile astea? Îți oferă, nu știu, o stare de bine? Vrei să mergi pe drumul ăsta? Îmi oferă o stare de bine. Satisfacția pe care o am e mai mult dată de feedback-ul primit de la ei. În momentul în care văd că ce am dorit ca ei să cunoască au și reținut și știu să-mi aducă argumente, asta mă face să cred că modul meu în care îi învăț e unul corect, corect și eficient. eficient. Exact, mulțumesc. Altă satisfacție e din punct de vedere profesional, Copiii cu probleme sunt mulți. Dacă vreau să merg pe drumul acesta, răspunsul e pozitiv, dar nu vreau să merg pe drumul acesta exact axat chiar pe deficienți, copii cu deficiență. Mm -hmm. Aș vrea să merg pe latura de consiliere, orientare, poate chiar și îndrumare. Dar nu ca și consilier într-o școală aș dori să fiu acel om care educă. Întotdeauna mi-a plăcut ordinea și civilizația. Asta nu a, asta nu poți să o ai într-o școală cu, cu deficiență de orice tip. Pentru că presupune foarte mult efort atât psihic cât și fizic, dacă vrei să ai randament din punctul de vedere al tehnicii cu care lucrezi, trebuie să ai o clasă bine amenajată, să ai multe ustensile la îndemână, materiale didactice, proiectele de lecție nu sunt punctul meu forte, să stau într și să realizez și să-mi imaginez cum trebuie să decurgă o oră, da, o pot face, dar nu o pot face la nivel minuțios. O fac așa per global și asta e, pentru că da. oricum nu știu ce se întâmplă în ziua de mâine. Uh, satisfacții mai mult decât psihice și pe plan profesional nu sunt. Decât că... Ai avut parte de experiențe bune, experiențe rele. Crezi că te-au schimbat? Da, m-au schimbat. M-au schimbat în modul de a aborda un om, orice om. Pentru că noi, oamenii cu dezvoltare tipică, dacă nu avem vreo deficiență, eu, spre exemplu, am o deficiență de vedere, dar nu-i mare, am nevoie să fiu întrebată cum te simți, cum ești, mai vezi bine, vrei să mergi la control, te ajut, nu te ajut. Am nevoie de comunicare. Și din cauza asta consider că și acei copii au nevoie de oameni cu care să comunice, pentru că în ziua de azi nu vezi pe nimeni să te întrebe cum te simți sau să te întrebe cu adevărat cum te simți. Și asta asta a schimbat uh, facultatea și stagiul acesta de practică în mine e că văd altfel omul și văd că fiecare om are o problemă, dar trebuie să-i acorzi timp și să încerci să empatizezi cu el. Asta e tot ce trebuie să faci. Asta a schimbat practica la mine. Ce a mai schimbat facultatea? Gestionarea timpului și a resurselor. Gestionarea timpului. Timpul nu există dar uh, proiectul de lecție de care spuneam are nevoie de timp. Trebuie să-l lași, să și dospească puțin după ce l-ai realizat, ca să fii sigură că aia vrei să faci. Și nu aș vrea să am copiii mei și să-mi axez tot timpul pe proiecte de lecții pe care trebuie să le adaptez în funcție de problema fiecărui elev pe care îl am la clasă. Aș vrea să îmi fac viața puțin mai ușoară, dar nu chiar ușoară. Puțin mai ușoară decât. Puțin el. mai ușoară. Da.